Până acum, planul aliat de pe frontul de est era ca armatele Rusiei să fie protagoniste, iar armata română avea să joace doar un rol secundar, însă Revoluția Rusă i-a făcut pe aliat să își regândească planurile și armata română în aceste momente era diferența crucială dintre victorie și înfrângere. Totul depindea de frontul din Moldova, dar de data aceasta armata română era echipată și determinată să lupte pentru glia străbună până la ultimul om, să înceapă bătăliile de la Mărăști și de la Mărășești. În data de 28 martie 1917, regele Ferdinand a stat la discuții cu generalii Alexandru Averescu și Constantin Prezan pentru a decide viitoarele planuri de acțiune. Prezan a avut ideea de a fonda armata I, formată din 4 până la 6 divizii, care prin susținerea armatei a 6-a a Rusiei să dea o lovitură la Nemoloasa, unde se afla un punct strategic important. Un cap de pod. Între timp, armata a doua avea să dea o scurtă ofensivă la Oituz și într-un final armata a întâi avea să se ducă spre Râmnicu Sărat, iar armata a șasea avea să se ducă spre Brăila. Alexandru Averescu a fost furios când a auzit asta, fiindcă el își dorea rolul principal. El dorea să dea ofensiva în direcția Putna-Focșani-Râmnicu-Sărat, în timp ce armata întâi avea să lanseze ofensiva proprie, forțându-i pe inamici să se retragă pe linia de la Râmnicu-Sărat sau chiar într-un caz fericit la Buzău. Planul lui Averescu se baza pe bătălii în zone muntoase, un dezavantaj. Dar planul lui Prezan avea și el un cusur. Nu se ținea cont de concentrarea forțelor, iar golul dintre cele două armate avea să fie umplut de cavalerie, dar cavaleria era destul de limitată. În luna mai s-au dus Ice Brătianu și Constantin Prezan la Sankt Petersburg pentru a discuta cu aliații ideea nouă și într-un final se decide aplicarea unei duble învăluiri, loviturile fiind executate în zona Brăilei și în zona Bucovinei. În data de 12 iunie, ultima planificare a fost făcută. Averescu încă spera la momentul său de glorie și dorea să atace în secțiunea dintre grupul inamic între Bucovina și Oituz și grupul inamic din munții Vrancei până la câmpia Siretului, apoi avea să aplice înfrângerea în detaliu. Din nou varianta a fost respinsă, iar planul final era ca armata întâi română să fie condusă de generalul Constantin Cristescu, să atace în sectorul Nemoloasa împreună cu armata a patra rusă pentru a anihila corpul principal inamic, anume armata a noua germană. Dar pentru asta, trupele inamice trebuiau să fie dezorganizate și acest lucru se putea obține prin ofensiva armatei a doua la Mărăști. Între timp, austro-germanii erau atât de încrezători în victoria lor, încât în prima parte a anului 1917 nici nu s-au chinuit să lanseze ofensive și au lansat propagandă împotriva moralului românilor. Oricum credeau că armata română nici nu se refăcuse, dar comandamentul nu era dispus să riște. Un plan era pregătit pentru frontul românesc. Prima lovitură avea să fie dată de armatele austro-ungare ale arhiducelui Carol, care după respingerea ofensivei din Galiția aveau să avanseze la sud și est de Carpați, iar a doua lovitură avea să fie dată în zona Nemoloasa de grupul von Morgan format din 5 divizii, prinzând armatele române și ruse într-o încercuire de nedescris. Planul era bun, numai că nu s-a materializat, deoarece bătălia de la Mărăști i-a obligat pe nemți să se ducă la vest de Siret. De asemenea, s-a încercat o ofensivă și la Oituz. Nemții chiar credeau că românii aveau să fie incapabili să opună rezistență. Cât se înșelau! Alexandru Averescu pregătea deja terenul pentru ofensivă, construind drumuri de acces, aprovizionări și a trimis patrule de cercetare. Totul pentru a asigura victoria. În data de 3 iulie avea ordinul semnat pentru viitoarea bătălie. Frontul total avea o lungime de 37 de kilometri între dealul Arșița Mocanului și satul Răcoasa.
Sectorul de spargere a fost fixat pe flancul stâng. În partea dreaptă se aflau divizia 8-a și o brigadă din divizia 6-a, ambele comandate de Gheorghe Văleanu, iar pe partea stângă erau poziționate diviziile a 4-a și a 3-a, comandate de Artur Vătoianu, în timp ce divizia 1 era în rezervă. Între timp, secțiunea armatei a 4-a ruse avea misiunea să cucerească vârful Momâia și satul Irești. 56 de batalioane erau pe câmp pregătite. În data de 22 iulie începe ofensiva de la Mărăști. Cele 258 de tunuri încep să cânte, distrugând pozițiile inamice. Nemții erau șocați, căci până acum românii au fost mereu în defensivă și un atac era pur și simplu de neconceput, dar iată că pe 23 iulie începe atacul. Bravii români se grăbesc spre pozițiile diviziei a 218-a de infanterie a generalului Eugen Ruitz. Gloanțele zburau peste tot și lupta la baionete era feroce, toate însoțite de exploziile obuzelor. Până la ora 10, satul Mărăști, în ciuda poziției defensive solide, era din nou în mâini românești și până la finalul zilei, frontul german era spart pe 10 km. Avansarea nu se oprește aici și a doua zi ostașii români eliberează Câmpuri, Vizantea, Mănăstirească, Roșculești, Răcoasa și multe alte localități, în timp ce germanii se retrăgeau cu coada între picioare. În ciuda avansării fulgerătoare, marele cartier general trimite un ordin revoltător. Deoarece rușii eșuaseră în Galiția, inamici aveau posibilitatea de a înconjura țara, iar ofensiva trebuia oprită, modificând planul. Ofensivele de la Nămoloasa și de la Mărăști erau sistate pentru a trimite soldați în nord, dar generalul Averescu nici nu dorea să audă. Vorbește direct cu generalul Prezan și primește răspunsul că totul era la latitudinea generalului armatei a doua. Alexandru Averescu ia acest răspuns ca pe un da și își continuă ofensiva și în zilele de 26 și 27 iulie. Românii avansează din ce în ce mai adânc în liniile germane, iar inamicii se retrag derutați, grupul Ruitz fiind desființat, iar diviziile a 218-a de infanterie și prima de cavalerie austro-ungară au fost repartizate în grupul Gerok. Totuși, după această avansare, în seara de 27 iulie, generalul Averescu trebuia să se conformeze planului marelui cartier general. Dar anumite acțiuni între 28 iulie și 1 august tot aveau să fie lansate, dar strict cu scopul de a securiza poziția atinsă. Cele mai cunoscute sunt atacurile de la Măgura Cașinului și Cornul Măgurei, dar acestea nu au fost capturate. Nemții se reorganizează. Pierderile României se ridicau la 110 ofițeri și aproape 5.000 de soldați, în timp ce nemții pierduseră o cantitate mare de echipament și chiar și vreo 3.000 de soldați au fost luați prizonieri. Ofensiva de la Mărăști a fost dovada că Alexandru Averescu era un general deosebit, spărgând frontul pe o lungime de 30 de kilometri și în adâncime de 20 de kilometri. Auzind de asta, germanii au abandonat ofensiva de la Nămoloasa și au mutat ofensiva mai la nord, spre Mărășești. Totuși, teritoriul românesc se extinse brusc și asta era o invitație pentru inamic să acționeze. Și inamicul a acționat, declanșând o ofensivă în zona Oituz, iar generalul Averescu și-a mutat trupele tactic pe aliniamentul din 25 iulie. Conform planului româno-rus, armata întâi avea acum să lovească în plină forță la Nămoloasa pentru a ajunge la calea ferată Buzău-Focșani și pentru a-i învinge pe germanii armatei a noua, condusă de Johannes von Eben, iar grupul de pe Dunăre avea să țină linia, însă înfrângerea din Galiția și ofensiva de la Mărăști au fost cele două elemente care au provocat schimbări în plan. Trupe ruse au fost scoase de pe linia frontului pentru a fi trimise în Galiția, iar unitățile ruse trebuiau suplinite cu unități ale armatei întâi, între Clipicești și Liești, în timp ce armata a 6-a rusă își extindea flancul drept până la Liești,
iar manevra de remodelare a frontului avea să aibă loc între 28 iulie și 10 august. Dar a stat inamicul până pe 10 august? Nici pomeneală! Deschide bătălia de la Focșani, sau mai bine spus bătălia de la Mărășești, în data de 6 august, printr-o ofensivă feroce. Una dintre cele mai importante bătălii ale Antantei din acel an. Românii aveau 78 de batalioane, 58 de escadroane, 114 baterii, 52 de avioane, deci vreo 170.000 de oameni, iar armata a 4-a rusă avea 84 de batalioane, 32 de escadroane și 79 de baterii. Nemții aveau 174 de batalioane, 16 escadroane, 150 de baterii, 3 escadrile și multe alte unități. Din nou, bravii soldați români erau depășiți numeric. Deși tot frontul era de 75 de kilometri pentru acea operațiune, nemții atacă doar pe 35 de kilometri între Biliești și Sud Șerbești, iar punctul de rupere era de 12 kilometri. Aici, germanii au pus 45 de batalioane versus cele 12 batalioane din divizia a 34-a de infanterie rusă. Vreme de 6 zile, prima etapă a bătăliei s-a desfășurat. Inamicii atacă divizia aceea slăbită, iar rușii luați prin surprindere pierd teren încet dar sigur pe o lungime de 10 km și o adâncime de 3 km, iar din disperare divizia a 5-a de infanterie română este aruncată în luptă și ajunge la Ciușlea și Movileni, unde nemții sunt ținuți în loc. Românii bravi evitând capturarea trecerilor de peste Siret. Oricum podurile au fost aruncate în aer și văzând asta, August von Mackensen renunță la un atac care nu ar fi adus mari câștiguri și îl mută spre Moara Albă Doaga. Defensiva acolo nefiind solidă, nemții avansează rapid, punând iar în pericol divizia 34-a rusă, dar și divizia 1-i de infanterie română și după un atac spectaculos, nemții capturează 2 km de teren foarte rapid, iar satul Doaga este pierdut. Acum 34-a rusă nu mai avea efectiv capacitatea de a lupta și din disperare a 71-a rusă, a 9-a și a 14-a române sunt introduse în focul bătăliei pentru a acoperi sectorul în pericol. De asemenea, un contraatac a fost programat pentru 9 august pentru a slăbi poziția nemților dintre Doaga și Prăjescu, dar atacul a fost amânat pentru o zi. Însă la poziția diviziei a 9-a de infanterie, un atac sălbatic era dat mai ales de divizia a 76-a germană, dar ori de câte ori atacau nemții, nu puteau să spargă poziția puternică a românilor. Vine însă ziua contraatacului, 10 august, și a 5-a și a 9-a infanterie erau pregătite de asalt frontal, iar a 13-a și a 71-a ruse aveau să atace de pe flancul vestic. Mitralierele nemților încep să cânte și românii cad pe front unul după altul. Deși eroii încearcă să se apropie, nemții își țin pozițiile, iar atacul de la Doaga este un eșec. În data de 11 august a intervenit un incident care avea să schimbe soarta bătăliei însă. Generalii Ragoza și Cristescu nu se prea înțelegeau și aveau planuri diferite pentru desfășurarea operațiunii. Cristescu ordonă imediat atacul, însă Ragoza îl oprește, iar aici se produce spărtura. Românii au continuat asaltul, însă rușii s-au retras, producându-se o breșă incredibilă, iar divizia a 9-a era în pericol de a fi flancată de trupele nemțești care veneau spre Mărășești. Dar regimentul al 9-lea de vânători este trimis în contraatac, deși nu prea existau sorți de izbândă. Eroii diviziei de infanterie cădeau unul după altul și linia aproape că era spartă, dar ajung vânătorii, iar contraatacul lor salvează întreaga divizie. Generalul rus este eliberat din funcție pentru a preveni un scandal, iar în fruntea armatei întâi este pus eroicul general Ieremia Grigorescu, generalul care s-a remarcat la Oituz. Totuși, din tot acest scandal, Ragoza a ieșit bine, fiindcă în acest moment cele două armate aveau un comandament unic, iar Ragoza era în fruntea lui.
De asemenea, pe la frontul de la Irești, la est de Panciu, corpul al VII-lea, atât de slăbit după numeroase confruntări, este înlocuit cu corpul al VII-lea rus. În data de 12 august începe bătălia feroce de la Panciu. Nemții atacă rapid, fulgerător și brutal, iar rușii corpului al VIII-lea se retrag imediat, chiar 6 km. Flancul drept al corpului al V-lea român este pus grav în pericol, iar Ragoza ordonă retragerea pe un nou aliniament, abandonând Mărășești. Dar generalul Grigorescu nici nu dorea să audă de așa ceva, iar printr-o manevră abilă, Ragoza este eliminat din capul structurii de comandă, iar eroul român preia poziția fruntașă. Diviziile a 13-a, a 14-a și a 10-a române preiau pozițiile unor unități rusești, iar marea defensivă avea să vină. Momentul decisiv pentru soarta României și pentru întreg războiul veni în data de 19 august. Von Mackensen avea să dea cel mai sălbatic asalt de până acum, determinat fiind să spargă liniile române odată pentru totdeauna. Grupul de atac între Panciu și Mărășești avea să fie comandat de generalul von Morgan și era format din 5 divizii. Mitralierele cântau sonata morții, iar artileria nu își oprea focul, în timp ce nemții în atac erau secerați, dar avansau în plină forță. Atac după atac, trei mari unități nemțești pun presiune pe divizia 13-a, iar pe flancul drept, românii pierd teren lângă divizia 10-a. Această spărtură de 150 de metri era deosebit de gravă, iar întregul front era pus în pericol. Generalul Ion Popescu trimite niște unități în spatele căii ferate Mărășești-Panciu pentru a le permite întăririlor să ajungă și se aștepta la ce era mai rău. Pe cota 100, care asigura stăpânirea ultimei terase spre Siret, se afla compania de mitraliori a lui Grigore Ignat. Nu se aștepta la mari atacuri, dar alarma este dată. Nemții atacau furioși poziția strategică, iar mitraliorii își iau pozițiile. O ploaie de gloanțe se revărsa peste inamici, dar fiecare om conta, iar mitraliorii cădeau unul după altul. Într-un final, după mult timp din cauza oboselii, atacurile nemțești au efect, dar românii își țin poziția, chiar dacă asta a însemnat anihilarea unității. Cu timp cumpărat de mitraliori și de sacrificiul lor nobil, Ion Popescu organizează un contraatac cu batalioanele de rezervă alături de cea de-a 10-a divizie. Germanii nu mai puteau continua, erau extenuați și acum venea și contraatacul, care i-a lovit în momentul când erau ei mai slabi și se retrag. Comandantul armatei întâi nu avea soldați suficienți pentru o ofensivă, dar în alte condiții ar fi avansat, iar nemții au renunțat la orice tentativă de atac. Bătălia de la Mărășești este opera de artă a eroismului românesc, care se ghidează după vorbele lui Dimitrie Bolintineanu: cei ce poartă jugul și-a trăi mai vor, merită să-l poarte spre rușinea lor. Surpriza a fost absolută pentru nemți. Nu credeau nici în ruptul capului că românii erau capabili de asemenea revenire și de asemenea victorii. Armata română a pierdut 27.410 oameni, iar rușii au pierdut vreo 25.000 de militari, în timp ce nemții au pierdut vreo 60.000 de oameni, dacă punem la socoteală răniții, dispăruții și morții. Însă marile bătălii nu s-au încheiat. Despre confruntarea de la Oituz vom vorbi data viitoare. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!